Și sunt percheziții, doamnelor și domnilor, chiar în aceste momente în București, Ilfov, Brașov și Neamț. Polițiștii descind la 33 de adrese de pe raza capitalei și a celor 3 județe. Iar potrivit surselor, sunt vizați apropiați ai duduienilor și ai clanului condus de Sile Pietroi. Este vorba despre un dosar de înșelăciune și spălare de bani, iar anchetatorii spun că persoanele în cauză au creat mai multe societăți comerciale cu scopul de a păcăli mai multe firme să le vândă bunuri fără intenția de a le achita. Printre ele se numără autovehicule, utilaje și gadgeturi. Toate erau vândute ulterior la jumătate din preț, la negru, sau erau reintroduse pe piață. O parte dintre produse au fost chiar valorificate prin procedura de ofertare publică, fiind achiziționate de către instituții cunoscute din România. Astfel s-a creat un prejudiciu de 2 milioane de euro. Acum, sigur că vorbim despre fapte foarte, foarte grave, dar de fiecare dată nu pot să nu zâmbesc când remarc onomastica celor vizați de percheziții. Deci tot timpul este, da, îi avem pe Duduieni, îi știm deja. Și Sile Pietroi. Sile Pietroi. Da, deci și porecla, și prenumele e... wow! Întotdeauna sunt... Zâmbim și noi măcar la ceva. Măcar la ceva, da. Onomastica e fabuloasă aici când e vorba de percheziții. Faptele, într-adevăr, sunt foarte grave și urmărim ce se întâmplă și vă dăm pe parcurs toate informațiile actualizate care vin de la autorități.